Coane ale unui tren de pasageri au deraiat în apropiere de New York. Cel puțin 4 persoane au murit în accident, iar aproape 70 au fost rănite. La fața locului au fost trimise mai multe echipaje de prim ajutor, dar și șalupe ale poliției. Aproximativ 130 de pompieri participă la operațiunile de salvare. Unul dintre vagoanele trenului a căzut foarte aproape de râul Hudson. Pasagerii au fost evacuați. Zona în care s-a produs deraierea este considerată una periculoasă. Ultimul accident care a avut loc pe această linie a fost în iunie, când un tren de marfă a sărit de pe șine și o persoană a fost rănită.